O emisiune care implică munca nu e completă fără o vopsea de calitate. Nu am fi putut porni la drum în această emisiune fără partenerul nostru de încredere, Caparol. Dacă tot ați decis să vă uitați la această emisiune, deschideți și o sticlă de Aurelius și relaxați-vă. Promitem să vă placă și emisiunea și vinul. Mă sună Nicoleta și îmi spune ce faci luni. Voi încă nu știți la ce ați venit. Nu știu, nu apucai să vedem. Eu mă gândeam că o să fie leacă mai superficial. Cătălin! Da, vin! Vine tartarul, vine! Testimonial întâi. Mie ne rău la Cătălin. E primul și ultimul. Pașa! Nu, bine, hai serios de-am. Nu că așa, dar bine, filmați-mă, da. Și nu mă puneți la lucru atât. Măi, deconectați cineva. Proștii ăștia de la Jurnal TV, care precis fac tot lucrul în locul nostru. Fetele, este la Chișinău găsesc castraveță repede. Adică mai greu. Adică a făcut și el un lucru bun. Astăzi, se presupune. Este pentru tine. A dat apă la câine. Păi și zile, am ajuns, stau după copac. Strâng bagaje să... Este nepoliticos să faci camuflaj. Da, suntem la episodul numărul 5, mai avem 6 km până ajungem la destinația noastră. O nouă ediție de Vreau la Țară. Băi, săptămâna asta invitații au un pic de noroc, pentru că venim iarăși la o pensiune care e bazată, care deja e un business în dezvoltare. Tot la nordul țării suntem, la Florești, și lângă mine am cei 4 fantastici din acest episod. Așa, Pașa Parfeni, Felicia Dunap și avem 2 colegi minunați de la Jurnal TV, Dumitru Mișin și Felicia Genunchi. Astăzi avem 2 Felicii. Aici, de cum am ajuns, am văzut că gazdele curăță piscina. Ce și le-am spus, băi, vin invitața, lăsați-i ca să aibă de lucru. Da. Felice, nici nu știi că ai dormit doar 30 de minute. Unde ai fost noaptea, deși n-ai dormit? Am lucrat. Și 3 zile urmează să mai lucrez. Da. Mm-hmm. Mi-a spus doar că va trebui să lucrăm. Ce o să facem, cum o să lucrăm, unde o să lucrăm, absolut nu știam nimic. Pașa, știi unde te-ai pornit? Eu, de fapt, sunt pregătit pentru orice. Am luat cremă pentru bronz. Aha. Costum de baie. Uh-huh. Da, și am luat niște jocuri de masă. Deci sunt gata pentru o călătorie la țară. Păi când au fost Cătălin și am vorbit, el a zis că pe bune chiar vrem să lucrăm. Fiecare gazdă, când venim și discutăm, băi, vrem să venim la voi să filmăm și avem nevoie să ne spune ce aveți de făcut, dacă este de lucru, dacă... Și toți oamenii spun că, băieți, aici de lucru este timp, nu mai veniți. Așa că începem. Ediția 5 din primul sezon, poate unicul, Vreau la Țară, la Jurnal TV. Am ajuns la pensiunea La Iepuraș, o pensiune despre care am mai auzit, o pensiune care funcționează deja de foarte mult timp și funcționează foarte bine. Sincer, când am intrat pe poartă, întrebarea mea a fost dacă noi o să avem ceva și să facem aici, pentru că totul este perfect amenajat. Oamenii care vin și se cazează, e un flux foarte mare, unii vin, alții pleacă, se schimbă. Asta înseamnă că avem mult de lucru pentru cei care vin aici. Ce faci? Noi deja am ajuns, Cătălin ne așteaptă. Coborâm și vedem care-i treaba. Hai. Când am pornit proiectul, Nicoleta era coprezentatoare la modul că noi lucrăm mult și inclusiv invitați. Of. Dar parcurs Nicoleta și-a luat seama că asta nu-i pentru de... și am început să... început așa cu invitat și chiar să meargă împotriva mea. Drumul e lung. Viața e grea. Îmi pare că vom face un tandem tare bun. Sau cel puțin ei vor face un tandem tare bun. Deja și-au aruncat taskurile în drum, vorbeau cine și ce poate să facă. Sunteți gata de lucru? Asta e lucru care îmi place în proiect. Când vine de la început și îți spui pozitiv și îmi place a treia zi când văd depresia în ochi. Asta e plăcerea mea, recunosc. Da, hai să luăm bagaje. Tu într-un picior? Hai. Da. Mă doare picior, deodată să vă spun. Dacă vedeți că eu nu lucrez cum trebuie, uh-huh. Asta deoarece... Păi cine nu lucrează cum trebuie, penalizat. Nicoleta, parcă văd că e... Ne mai pregătește de...
Au zis, nu faceți, nu faceți. Mă doare picior, da, de aici până aici. Nu mănânci, nu dormi. Nu, nu, nu dormi în cort, afară. Adică la pentru tine nu schimbă nimic. Simplu nu dormi în continuare. Voi încă nu știți la ce ați venit. Nu știu, nu știu, unic, hai să vedem. Unic, hai să vedem. Așa, în emisiunea de astăzi l-avem invitat pe Dumitru Mișin, prezentator Jurnal TV, Pașa Parfene, care, apropo, are și el o emisiune la Jurnal TV, nu știu dacă se mai difuzează acum. Eu sunt gata. Hai la lucru. Haideam. Haideam. Felicia Genunchi, prezentatoare Jurnal TV, și Felicia Dunaf, interpretă de muzică. Hai, hai, hai! Și hai, băieți, și... hai, băieți, hai, băieți, hai! Hai, băieți! Că avem treabă, nici nu știți câtă! Măcar suntem tăți cu pălării. Deci, numai domnul Mișin văd că nu și-a luat pălăria. Iar că adică l-a venit la talk show politică aici. Eu de la colegii mei de la Jurnal, când am spus că am invitat-o pe Felicia și pe Dumitru, foarte mulți au zis că am făcut o alegere greșită. Bună ziua, Dumitru. Bună ziua, Dumitru Mișin, spune. Cătălin Lungu, îmi pare bine. Sau ce caută Dumitru Mișin în acest proiect? El nu prea este gospodar. Salut. Bună. Ce faceți? Cum ați ajuns? Bună ziua, părinte. Cum ați ajuns? Fiți binecuvântați pentru aceste trei zile. Aici nu știu. O fi Felicia Genunchi gospodină? Tot n-aș crede. Trebuie să-i vedem în forță ca să înțeleg cine face treaba mai bună. Da, îi cunosc pe absolut toți. Cu Dumitru, Nicoleta și Cătălin suntem colegi. Cum noi cu Pașa ne cunoaștem, evident, pe Dumitru o știu de la televiziune, pe Felicia o știu de mică. Adică nu știu care sunt abilitățile lor în gospodărie, să-i spun așa. Sper că ele sunt mai muncitoare decât mine, ca să meargă lucrul mai productiv și mai repede. Noi venim să lucrăm la țară, venim să facem cunoștință cu munca fizică. Asta inclusiv... e vestea proastă, da? Nu. Din partea mea asta e vestea frumoasă. Pe mine nu mă sperie să vin la țară, să mai dau și eu cu posapă. La noi se muncește pe bune, nu se întâmplă că se oprește camera și noi ne oprim din lucru, noi lucrăm mai departe. Camera nu prea se oprește, camera de obicei e cu noi tot timpul. Pașa Parfene, că mi-e deranjat de tot ce se întâmplă, chiar din primele minute când am urcat în autocar. La început fiecare ediție mă gândesc, băi, poate ediția asta să meargă curat, să meargă fără să aud amuși din prima zi că băi am obosit, că hai gata, hai să o oprim, hai să nu mai pot. Acum o să mergem și o să ne lăsăm gențile, după care o să mergem să luăm un mic dejun. Ne-au spus gazdele și le mulțumim pentru asta, care stau acolo în spate, și o să facem cunoștință mai târziu cu ei. Și tot timpul pornesc pregătit de, băi, dar oare șase și ediția asta. Suntem la pensiunea asta minunată. A, ce frumos! Ce îmi place cum o să muncim acum toată lumea! Știam de pensiunea aceasta și chiar am venit aici și a depășit toate așteptările tare frumos și bine aici. Nu, voi chiar aveți noroc în ediția asta. Chiar ați ajuns la una din cele mai performante locații. Adică. Nu, pe aici încă n-am fost. Și îmi place. Dar eu știți, am venit aici așa și mă gândesc. Dar oare aici este mult de lucru? Că piscina la nepărat. Tot e organizat, tot e făcut. Da, nu bine să cred că este ceva de lucru aici. Nu, eu mă bucur, dacă i-ați fi puțin de lucru, eu cred că asta nu mai... Nu, n-o să fii mult băiesc. N-o să fii, da, nu? Numai 3 zile. Da, Cătălin, o să lucrezi cu noi? Să i-l doar asulti. Nu știu. Să-l fii cu biciul. Nu, lucrez și eu, clară. Trebuie să lucrăm împreună aici, noi nu avem discriminare de genul ăsta. Munca în echipă, da? Munca în echipă, exact. Munca în echipă, dar voi un pic mai mult. Așa, băieți, avem mult ușor de lucru, ceea ce ne bucură, nu-i așa? Foarte. Am venit și pe noi deodată Cătălin ne-a pus la... Adică am mâncat și deodată ne-a pus la lucru. Pașa cu Dumitru. O să mergem să cosim iarba din vale acolo lângă lac. Trebuie să facem acolo lună. Eu i-am spus lui Cătălin direct în față că oamenii de la țară o să spună că asta nu e normal. Amul la prânz, da? Da, vă puneți pălăriile în cap. La prânz. Stai, poate dai managementul să schimbă. Încă nici nu-i prânz. Iată, oamenii de la sat o să spună. De la țară o să spună, măi, ăștia sunt nebuni dacă merg la cosit, la... Nu vă faceți griji, mă spune așa. Mare. Așteptările mele nu erau altele decât cele pe care le am. E clar că am venit aici să contribuim cu ceva, să lucrăm. Fetele o să fac de la început curat în camere. Noi ziceam clasă. La băieți?
Nu, avem niște camere care trebuie să fie curate până la ora 1. A, pentru clienți? Da, vin clienți. Aici funcționează lucrurile foarte bine, adică sunt clienți non-stop. Hai că nu-mi cresc mâinile dintr-un loc. Sunt o fată educată, mama m-a învățat să fac ceea ce pot face. Deci, băieți, haideți după mine. Fetelor, tot după mine, dar voi să vă opriți mai repede. Am început parcă în forță, le-am spus la fete că trebuie să facă ordine în niște camere, să le pregătească frumos pentru noi oaspeți care urmează să vină. Eu sper că nu-i mare dezordine acolo. Eu dar deja văd că nu e bine. Bună ziua! Am adus ajutoarele dumneavoastră. Le spuneți dumneavoastră unde să fac, cum să fac, am înțeles că și camera asta și camera aia trebuie pregătite, nu? Am început ca de obicei, deodată, în forță, curată în căsuțe. Eu las ele foarte gospodine, am văzut, hai, spor la muncă. Așa, deci, hai spuneți în ce să facem. Să nu o dau pe mama de rușine. Dar camera unde-i sus? Cât băieții vor lucra? Acolo? M-aș întinde un pic. Eu am ajuns deloc entuziasmată, nu știu, probabil participanții au puteri, chef, vor să descopere locuri. Hai, fetelor. Dar e cam curat aici, așa, mult. În afară de muști? Curat deja. Eu nici asta nu mai am chef. Domnul Mișin! Eu. Hai, deveniți încoa. Așa! Da! Hai! Pe băieți am trimis să tundă iarba. Nu le-am dat coasă de mână, adică cu aparate speciale. Dumitru, arată-i te rog frumos cum spune și trebuie să facă. Cred că domnul Dumitru, gazda pensiunii, ne-a primit cu brațele deschise și din primele minute după ce am mâncat la bucătărie micul dejun, se vedea că era și el pus pe organizare să ne implice pe toți în muncă, pentru că am venit o mână de oameni pregătiți să muncim de la mult până la foarte mult. Și unde sunt mulți, puterea crește. Sper eu să reușim să facem față la tot ce este pe listă. Mai atent, domnule, mai atent un pic. Cedează trecerea. Pavel! Chiar e foarte, foarte mult de muncă. Și asta e toată ziua. Nu e doar o zi sau toată ziua. Eu nu cred că există vreodată un angajat care să stea degeaba. Nu e așa ceva. Văd că se lucrează de dimineață până seara. Eu sigur că toate trei zile e așa. Fetelor, v-aș ajuta, dar cred că ați și mă în plus în trei acolo. Tocmai de asta te rog să nu ne facem ciudă și să pleci mai bine. Mm-hmm. Sperăm să fie trecută bine, fără bătăie până la urmă. A, dar eu invers am pus. Păi, gospodină, măi, ce să vorbim? Da, degeaba te-ai lăudat că faci curat acasă. Deodată, eu acasă fac cum trebuie, da, acasă tot eu spăl, tot eu calc, tot eu pun, eu știu. Deci nu sunt familiarizat cu toate pernele. Iarăși, eu, ca de obicei, am luat tot așa, știi? Pe pijor eram good. Da, și trebuia mai întâi să facem, să măturăm, cred eu. Of, da. Că n-am luat-o cum trebuie. Măi, nici n-am văzut că aici așa încă, dar... Spre marea mea uimire s-a apucat de treabă deodată. Eu am fost mai lenoasă, sinceră să fiu, dar nici n-am vrut tare să mă implic în primele 5-10 minute. Am vrut să le văd. Vor face față sau nu vor face? Și unde-i fărașul? Mi este un pic cam somn. Dar voi măturați pe lângă pat sau cum asta? Dar pe nu pe pat, n-a să mătur pe pat. Încă nu știu invitații noștri că noi pentru ei azi avem doar o cameră, adică o căsuță. O căsuță cu 4 locuri. O să fie într-adevăr un pic complicat. Dumitru! Da? Tu vezi, crezi că aici că copășii mici. Ai grijă să nu le tai. Da, i-am văzut, da. Dar cum se pornește? S-a început, aud, dar cum se pornește? Nu m-ați arătat cum se pornește. Ele s-au apucat, au început a lucra și toți se uitau la mine, nu înțelegeau, deși eu stau. O să vadă mama acum cu mătura să mă iei pe sus. Nu, așa trebuie. Dar nu știi cum? Eu de fiecare dată când făceam curat acasă când eram mai mică, ei niciodată nu-i plăcea. Niciodată eu nu făceam curat cum trebuie. Toată viața mea am vrut felice să... Te invit într-un proiect în care eu să stau și tu să faci toată treaba. Eu nici nu mă așteptam ca să vin la așa proiect. Știi, eu vedeam la televizor toate chestiile astea, dar zic, băi, dar nu sunt eu de proiecte de astea. Da, important că deja contractul ai semnat. Și nu mulțumesc mai poți da înapoi. Mulțumesc că mi-aduce minte de fiecare dată. Și la un moment dat s-a trezit. Nu, mai spălăm ca voi. Dar văd că felicea tu te pui. Măi, îmi place fetele așa să...
Hai, Felicia. Da. Să mergi. Eu mă uit și tu speri. Ține leacă. Fetelor, eu tare mare noroc am de voi, sincer. Da, noi de tine nu prea, știi? Da, la un moment dat am zis Nicolete că de ce stă, că noi lucram, noi cu Felicia deja făcusem toată camera, de-aia stătea și dormea și ne dădea nouă indicații. Dar știți un secret? Hai zi. Că toate căsuțele trebuie de făcut curățenie. Foarte vesel, ne-ai bucurat, dar tu nu vrei să ne ajuți așa o leacă? Nu știu, vreți să vă ajut? I need for speed! Să cu mașinile. Dacă ești la umbră și mai asculti și o muzică bună în căști, chiar treci timpul destul de odihnitor, te deconectează, te mai gândești la altele și de aici lucrul merge. Și acolo a început în forță, după care... Dumitru! Spune, ce s-a întâmplat? Nu, aveam o mică... O mică întrebare. Da, aici... Q&A. Un pic aveam niște momente, da. Știi ce am vrut eu să-ți spun? Uite, aici l-am făcut, corect? Partea asta. S-a început să... prezentatorii TV-ului. Și uite-te aici. Băieți, hai măcar să facem o leacă vreo jumătate și pe urme ca să faci o pauză de asta în care îți vorbiți. Ia că... Hai să-i dăm. Da. Iată, știi, lăsi să mă gândesc. Acuș, mai stai un pic. Eu sunt romantic, îmi place cu mult mai mult. Vreau să mă schimb. Dar uitați-vă, chiar cu flori e mai frumos. E mai frumos, dacă o spus trebuie scoasă, le scoatem. Pașa mi se aseamănă foarte mult cu Nicu Țărnă din prima ediție. Nu știu. Și zici că să mai facem un rând? Până la lac, cu tot gustul. Nu, până la lac noi pe ce să nu facem? Ba, hai, da. Băieți, hai! Azi, hai eu îți garantez. Până la lac noi nu facem. Nu, până la lac primul rând. Nu. Adică jumătate, dacă faci, e ok. Deci au cam aceleași metode de a fenta munca. Adică încearcă el să propună ceva. Încearcă el să povestească că ar fi mai bine cumva. Așa că dacă voi terminați tot, voi pe urmă aveți o pauză mai mare. Adică cum vreți voi. Ascult. Puteți să faci jumate. Noi am mai vorbit cu diferiți... Chiar cu oaspeți am vorbit și i-am întrebat cum e mai bine, cu flori sau fără. Și eu spus cu flori mai bine. Am înțeles. Asta e bine, așa că vedeți. Dacă faci tot acum, Cătălin, e mai bine cu flori. Cătălin, de ce trebuie dacă florile arată mai bine? Pentru ce ne trebuie să tundem? Cătălin, vino aici, stai aici și uite-te. Da. Stânga, dreapta. Mie sincer, numai că asta nu-ți discut pentru că asta au vrut gazdele. Dar mie sincer, mai tare îmi place așa. Mie nu-mi place cu flori. În cazul ăsta. Că asta arată lucru lăsat. Adică dacă asta ar fi frumos făcut și amenajat anume cu flori și aranjat, da. Dar mie personal îmi place mai tare așa. Da. Cătălin! Da, vin! Vine tartarul, vine! Am spus, chestiile astea nu se discută. Noi avem treabă de făcut, treburile astea se fac. Dacă facem mai repede, care în lac, care în bazin, pauza e mai mare. La mine așteptările erau un pic altfel. Eu am crezut că noi am să venim aici, bine, o să lucrăm un pic, dar mai mult am să stăm la piscină, poate, știi, cum... la o limonadă. A? Yeah! A mea s-a stricat! Gata! Eu sper că asta e tot ce faci noi. Eu tot tare sper. Eu mă gândeam că o să fie leacă mai superficial, dar aici nu, aici se face chiar foarte multă treabă. Fetele au pornit în forță, încet aud că s-au obosit. Stați, au trecut vreo 3-4 ore, adică mai avem 3 zile de stat aici, unde avem de muncit mult. Ce-i fetele? Noi ne descurcăm, deja suntem pe final. Aici Nicoleta a făcut, să nu spui la nimic. Unde? Nu a făcut nimic. Și noi aici suntem pe termenul maximal. Dar pentru ce v-am chemat? Să fac eu sau și... Aude, vezi? Cine-i directorul? Felicia e ingineri, eu nu și cu dânsa. Lăsă-te anunț și cu mătrie, scoate stresul. Apropo, după jumătate de oră de dormit, eu... Apoi ai avut eveniment ieri? Am avut 3 la rând. Eu mă gândeam că noi cumva superficial o să lucrăm, știi? Dar unde e doamna Alina? Doamna Alina vă caută... Doamna Alina! Da, gata! Mai avem? Auzi, mai avem? Mai avem? Haideți! Dar noi chiar am lucrat așa cum trebuie.
Dima, fără pretenții, Dima mi se pare că... Dima sau Dumitru, cum să numesc? Dar bine lucrează, nu? Dumitru, bravo! Dima, Dumitru... El a primit un task și hai să fac. Nu mai dă întrebări. Dar zici ce s-a stricat? Nu știu. Mașina sau dispoziția? Nu, el mai e responsabil decât mine. Dumitru, cum? Cald. Cred că-s 40. Dar nu e așa de rău. De acord. Iată așa, un companion, un partener de încredere. Am fost o leacă de m-aud că s-a oprit mașinca așa. Uite ce, cu flori e un pic mai frumos. Nu se întâmplă, Nică, domn director. De cine m-a oprit? Să nu supraîncălzească motorul. La mine nu lucrează mașina. Cum nu lucrează? Nu lucrează. Unde e? La unde e? Băieți, hai că noi nu ne putem așeza la masă până nu terminăm ce aici avem de făcut. Așa a venit să fac show. El avea cu gândul ăsta de acasă. A venit să fac show, adică doar să filmeze, să dai un pic coasa sau ceva. El filmează 2-3 minute și atât. Hai, serios nu lucrează? Dima, e s-a oprit, cred că s-a ceva. A, pe bune nu lucrează? A, uite ce înseamnă. Dacă n-am încredere în invitația noștri, văd că s-a stricat și nu l-am crezut. E chiar s-a stricat. Pașa, îmi cer scuze că nu te-am crezut. Tot e bine. O să-mi spui dacă o să vezi de lucru, ok? Sigur, dar acum, chiar acum îți spune. Felicia Dunaf, știți sau nu, dar ea nu prea are timp cu gospodărietul. Ea e mai mult pe evenimente, concerte. Ce să facem? Scălcați, să faceți aici voi curat, doamna Alina trebuie să duc scalși. Hai, nu vreți să iau scalc. Am spus că pentru ea e foarte straniu să facă curat într-o zi în trei căsuțe diferite. Hai, intră acolo și ajută pe Felicia, că sărmana iau. Cătălin, dar spune-i să mă ajute, că ea muși nu mă ajută deloc. Te ajut, că e fată de cuvânt. După aia am zis că da să mă duc scalc și fetele deja au continuat. Succes! Și nu lucrează chiar? Chiar toată lumea a verificat, nu lucrează. Putem și piata să o stricăm, dacă vrei. Dar nu știu ce-mi pare mie, că doamna Alina, după mine, o să mai calci odată prostirea asta. Știi de ce s-a stricat mașina mea? Ia uite, vezi? Stâlp. 5G. Mă tind că trebuie să rămân eu cu fetele. Eu sunt sigură că ele... Da, asta a fost ideea mea genială. O venit echipa de intervenție, mecanicul. Pașa, hai că eu îți fac depășire, auzi? Dar tu ai încercat și tu, nu? Da, nu, recunosc. Ține. Dacă îi dai mâna lui Pașa, îl strică 5 minute. Nicoleta la început nu tare vroia, dădea mai mult sfaturi, sugestii și opinii. Apoi s-a încadrat și ea cu noi foarte bine. Acum am nimerit într-un moment în care noi trebuie să facem chestia asta, trebuie să tundem toată iarba de acolo. După care mai avem un task în sensul în care trebuie să mergem undeva, strângem niște legume la o grădină. Și aici le-am spus și lor, noi mai avem încă ceva de făcut și doar după aia putem să ne așezăm la masă. Dacă noi nu facem chestia asta, noi nu putem să ne așezăm la masă. Ce fac și eu pățitări pe așa? Ai iar s-o oprit așa? Eu sunt foarte rezistent la mâncare, eu n-am probleme de genul ăsta, deci eu pot să stau plămând mult timp. Eu am făcut facultate de actorie unde se mânca foarte puțin. Ascultă, Cătălin, dar la voi e democrație în proiect, nu? Da. Pașa deja a început cu întrebări, dar de ce și nu te-a pus pe tine director aici? Eu de asta își spun, noi trebuie să terminăm. Când vreți, vezi că eu simplu m-am spus. Dumitru, iată așa o întrebare. Eu v-am întrebat jumătate sau... Când ne-a invitat, ce s-a spus? Am să venim, o să lucrăm, corect, da? Și Cătălin tot. Ați făcut o dictatură, s-a luat un dictator, l-a spus în piedestal și el e șef pizdanie, cum se spune la noi în țară. Apoi eu, cine deci te-a pus acolo? Să fii tu ăsta care verifică? Cine m-a pus să fiu da, eu? Da. Și merge încolo, încoace, cu niște așteptări prea exagerate. O să fii mai scurt. Hai să votăm cine e șeful? Asta nu spune la vot. Dar trebuie să facem treaba și atunci când trebuie să fac treaba și să aduc argumente, că da, auzi, dar poate hai că invers, dar poate hai tu, dar de ce nu tu, dar de ce eu? Nu, avem ceva de făcut. Așa e democrație la Jurnal TV. Apoi la reality show se votează cine e șef. De ce Cătălin merge stânga-dreapta, ne verifică? Noi am stat acolo, am lucrat ca nebuni. Și să pun, Pașa, hai că tu, e ca tu ești șef. Ce-i să faci tu? Asta este un dictator, înțelegi? Voi nu m-ați auzit până am... Zic, nu putem să mâncăm până nu facem lucrurile pe care le avem de făcut.
Gata, a început să mă doare piciorul, amu. Șocălăi. Vrei revoluția, să fii revoluție. Toate au obosit de dimineață. Nu, Cătălin, asta nu-i glumă. Ce activitate, îmi place. Chiar mai vreau. Dacă tot ați decis să vă uitați la această emisiune, deschideți și o sticlă de Aurelius și relaxați-vă. Promitem să vă placă și emisiunea, și vinul. Fetelor, 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 stați, foarte bine că v-am prins fără Cătălin. Iar suntem noi toți aici, am o propunere. La noi e reality show, corect? Da. Apoi la reality show se votează cine e șef. De ce Cătălin merge stânga-dreapta, ne verifică? Noi am stat acolo, am lucrat ca nebuni. El merge, ne verifică ce am făcut, a venit la voi. Tot ne-a verificat. Și el practic nu face nimic. Măi, Pașa e om de artă. Ce te aștepți de la un artist? Adică tu propui să-l punem și pe Cătălin să lucreze în rând cu noi, da? Să facem o răscoală. Da, el nu mă spune ție asta, el știe. Haideți să votăm pe Dumitru, de exemplu. Hai pe tine. Nu, eu mă rușunam să mă propun. Tu să fii în locul Cătălin și Cătălin în locul tău. Și eu să fiu cu mult mai blând. Succes la alegeri, mă duc eu. Adică eu n-am venit aici ceva să demonstrez. Că s-ar putea să fie că aș putea să lucrez și mai mult. Doar că pentru ce, știi? Adică... Fetele se duc la căsuță. Am înțeles. Noi mergem mai departe acolo. Pașa nu e de acord. Să încep amu? El a spus că vrei invers. El să dea comenz și tu să lucrezi. Asta am auzit. Și noi chiar și-am votat. Am văzut cu Nicoleta, au vorbit, nu știu pe după colțuri. Hai să votăm și spunem pe altcineva șef. Și să pun Pașa, hai că tu ești șef. Ce-i să faci tu? Hai! Și hai spune ce să fac Pașa. Ivane! Cri. Nu, eu cu... Voi încurcați lucrurile foarte hai, adică, hai că suntem prea mult. Hai și nu o să reușim să facem tot. Mai pe scurt. Hai să facem curat. Fetele s-au descurcat cu prima cameră, cu a doua cameră, au pregătit și camera în care o să doarmă ei, propriu-zis, și le-am trimis pe urmă și să facă în altă zonă, într-o casă un pic mai mare. Eu nu știu, Felicia, îi se pare cum că a venit la mod din prigavor. E umblat cu gentuța Gucci, da? Ei, crăsivă jit ne zăpritește. Aici am baie un s***. Ea v șoche. Uite la știință. Hai să mă sunt și mie și să fac baie. Eu când baie să fac e. Da, super. Păi și zile, mă ajung, stau după copaci. Nu, că de ce nu vreau să mă duc încolo? Dacă mă duc chiar începe Pașa, am ușor discuție. Cătălin, dar știi ce ne-am gândit noi? Noi ne-am gândit că se poate de făcut ceva care să nu lucrăm, hai să podobim bradul. Mi-e rușine, doamna Alina. Când o să vadă cum e că... Nu mai arăta și tu chiar așa de-aproape. Trebuie să mai dau alea cu fierul deasupra. Doamna Alina, apropo, din câte am observat eu am fost unica la care ea mie mereu îmi spunea că sunt bravo. O zis că e bine. Ia, mai spuneți odată? Înțeles, Cătălin? După aia ne-am dus la ultima căsuță, a treia, cea mare. Asta o lăsat-o la desert, să înțeleg, da? Asta e cea mai murdară cameră. Și iată, acolo a fost mai interesant, pentru că ne-am întors a doua oară să facem curat. Dar eu în baie chiar nu vreau să facem. Și eu, e rău acolo dacă intru. Acum am înțeles că ele au făcut casa aia mare pe care le-am dat să o fac curat și au spus că baia nu a făcut-o. Eu văzusem chiar și în story de la edițiile precedente și credeam că se lucrează mult mai superficial. Și când am văzut că într-o cameră pe care noi am curățit-o, WC-ul era într-o stare deplorabilă, dar Cătălin ne-a pus să-l spălăm, noi ne gândeam că mai vom face așa superficial să fie pentru cameră. Nu, noi am mers și a doua oară și l-am spălat și l-am făcut lună. Pare mi s-o să fiți prima ediție care o să ia prânzul la ora 5. Mai mie nu mi-e foame, dacă sincer. Eu, datorită acestui interviu, am scăpat. Eu îi spuneam lui Pașa, hai să găsim punctul de distracție din tot ce aici facem. Că așa și munca e mai veselă și mai ușoară. Eu sunt convins că băieți de aici, pe câmpul ăsta, ar cheltui vreo zi, două, trei. Ce-i, domnilor? It's done. Serios? Da. Prindeți obiectul în primire. Aici și director, să și... Eu merg prin credere, băieți. Dacă voi ați făcut, ce pot să vă spun? Trebuie să mai mergem până într-un loc acum. Dar hai mai întâi masă și după asta mergem, facem treabă. După ce venim de acolo. Zic, statule, voi nu m-ați auzit până amu? Zic, nu putem să mâncăm până nu facem lucrurile pe care le avem de făcut.
Ne-am pornit cu mare greu la cules roșii și castraveți. Ne-am pornit, cred că, cu vreo 20 de minute mai târziu, că tot auzeam... Pașa! Hai, domnul Pavel, hai! Deja plecați? Da, hai! Iată, proștilor s-au pornit și ei la deal, la prânz, știi? Am ajuns la o grădină, de unde trebuia să culegem, ni s-a spus așa, 4 lăzi de roșii, 4 lăzi de castraveți. Ce activitate, îmi place! Fetele, am o veste bună pentru voi! Care-i? Pentru noi, roșiile, pentru fete, castraveții. Pam, pam! Și noi l-am crezut și ne-am dus la castraveți, dar de fapt roșiile se le strânge de două ori mai ușor. Dar voi unde v-ați pornit toți trei? La castraveți. Hai și ne va rămâne la roșii. Trei acolo, trei acolo. Și ne rămâne la roșii dintre voi? Eu cu Cătălin, prezentatorul meu preferat. Hai mergeți voi trei acolo. Așa s-a întâmplat. Băieții au rămas să culeagă roșii, fetele au plecat la castraveți. Asta noi repede am să faci. Mai trebuie să recunosc că genul ăsta de lucru și tare nu-mi place. Și un lucru neclar, nu știu cum. Dar, sincer, îmi place. Nu știu asta, dacă aș face asta zilnic, cred că ar fi diferit. Adică tu alegi, iei roșii, caută-le pe cele mai roșii. Care să și-l coapte, dar poate asta nu-i coapt. Dacă, sincer, pentru cei veniți din Chișinău, știi, e clar că e obositor. Dar, în primul rând, este absolut unical. Dar ne arătați un masterclass, poate noi să nu scoatem. Dacă dumneavoastră credeți că noi știm cum asta se face, noi știm numai să-i mâncăm și să-i ținem în mână. Noi trebuia să avem 4 lăzi de roșii, 4 lăzi de castraveți. Am găsit unul normal. Ua, Felicia, și? E bun. Este la not să-l luați în cameră. Trebuie să-i cauți ghie. Asta-i flutur. Pașa a lucrat la legume mai bineșor s-a descurcat decât cu mașina de tuns iarbă. Crezi că iarăși o să fac asta? Că așa l-a cusit? O să mă întreacă? Lasă-mă întreacă, dacă tare vrea. Bun, cu băieții am cules oricum repijor. S-o implica și Cătălin. Pașa, cum sunt cesele? Dar eu dau aici, eu vorbesc, înțelegi? Da, tu dai. Dar eu. Hai, nu mă luați de vorbă, vezi că mă întreci. Gata, Dumitru, umplut-o? E băiat harnic. Păi, sincer, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Mă așteptam că Dumitru și așa o leată mai... Da, o leată este. O leată și... Mai cu prezentator TV. E plinare cum și... și m-am iațit. Așa mă comport, parcă s-a invitat la Vreau la Țară. Am iațit cu nu mai pot. Dar voi credeți că noi așa de mult asta îmblim? Dar nu cred nici eu, măcar o caldare să o strângem. Dacă suntem ca proastele... Dar mă înghimp! Da, mi-am zis și eu, mă înghimp tare, dar... Și niciodată n-am știut că castraveții au ghimb și toate frunzele astea în care... Fetelor, v-ați mai găsit vreodată ca să ne distrăm așa împreună? Da, e o distracție minunată. Mai real, noi le-am lăsat lor mai ușor. Da, pasajerii și le-ați văd la un... Da. Așa, trebuie să îmblăm în ghimb, să ne căutăm. Ia-te-a. Lasă Mișon să vină să îl ocules pepeni în viața lui? El, în afară de ori expertize, nu știe nimic. Deci, în total s-au cules 5 lăzi de roșii. Am zis, băi băieți, bravo, v-ați descurcat. Am înțeles, mi s-a spus că fetele au o problemă cu castraveții. Doamne, dau și eu în glume proaste. Ce face fetele? Muncim. Și vedem că ele au adună o ladă. Cine a vrut să vină la castraveți? Eu v-am spus, fetelor, duceți-vă cineva acolo. Nu, că noi toate trei. Și Dumitru, mulțumesc pentru recomandare. Dar voi ce ați făcut? Dar nu de la kvas. Câte cutii ați dat? Avem o ladă plină. Una? Dar Dumitru nu știu ce-a dat-o pe comentarii. Mi se pare că e la ora expertizei și... Dar îmi place că Nicoleta spune, avem o ladă plină. Și Dimei, una? Și am început și eu să mă auzi, băi, cam cât de greu sculezi castraveții ăștia. Da, am o senzație că cineva le-a strâns înaintea noastră. Dar unde sunt adevăr castraveți, că eu nu-i văd? Am strâns niște castraveți, nu erau multe. Pur și simplu am ajutat fetelor. Pașa-i găsești și-i mănâncă, da. După a venit și Cătălin și o înțeles că de fapt e foarte greu să strângi, să culegi castraveții, trebuie să pui mâna, e globe, e țărnă, e... Păi opriți-vă cineva că mă-și ați găsat scomoară. În fine, task-ul nostru a fost să avem 4 lăzi de castraveți. Noi, din păcate, n-am reușit. Am cules doar o ladă. Pur de una în alta. Strângeți,
Domn Dumitru zis că e ok și-o lua, dar ajunge că-s puțin castraveți, într-adevăr. Am scăpat. Repejor. Seara și iarăși, noi trebuie masa asta să o avem la ora, eu am spus, la 2-3. Din cauza că lucrurile s-au întins. Dar de ce s-au întins? Mai avem de lucrat azi? Ne culcăm. Facem o pauză de jumătate de oră, după care ne întâlnim și eu vă spun că, băi, mai mergem la culcare. Nu l-asculta. Da, nu ce mai. Și poate la cameră, poate telespectatorul o să vadă că noi, într-adevăr, cumva poate superficial asta o să arăte, dar vreau să știți că nu a fost deloc superficial și noi chiar am lucrat de dimineață până în seară. După asta o să avem o scurtă pauză. După pauza de masă, ghiși ce am făcut? Am dormit. Deci 30 de minute pentru mine au fost ca 3 ore, pentru că eu cu Nicoleta, efectiv, noi am căzut ca pietrele. Buongiorno! De parcă a trecut 10 minute. Una mattina mi sono svegliato. O bella ciao, bella ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Noi am reușit să dormim cât 30 de minute maxim, dar parcă ne pare că am dormit 3 ore. Am plecat, a trecut deja mai mult decât trebuia. Exact, după a intrat Cătălin și repede, hai, 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 repede, că avem de cules, de strâns, de luat, de pus, de hai, nu știu ce mai de făcut. Hai, de fetele, hai, fuguța! Aici, la pensiune, am avut de mai cosit niște iarbă în fața căsuților, care era mult mai importantă. Pe de altă parte, aveam levânțica. Levânțica trebuia curățată, trebuia cosit și ea. Da. Tu ai văzut ora? Da. 18.00. Ziua lucrătoare. La ce oră este? Și le-am spus, voi vă alegeți, iarăși. Democrație. Înțelegi tu, noi susținem cu tine parcă în comunism. Știi, pitilet că trebuie să fie livrată în 5 ani și gata. Ei spun că eu sunt comunist, n-are nicio treabă. Democrație. Alegeți cine și ce vrea. Paș, tragem cu banul și ne la levânțâcă și ne la galul roșu. Asta este un dictator, înțelegi? Dictator, el dictează, vine și îți spune atâta... Cât democrație vă dau, vă spun, alegeți și vreți, cum vreți, care vreți să facă acolo, și care cât vrem, aici. Cât vrem putem să alegem, nu? Apoi cât vreți să puteți, pentru că gazda nișerea un anume lucru. Recunosc, comunismul meu constă în fapt că, băi, trebuie asta de făcut. Dar până la urmă, în tot comunismul ăsta, există o democrație, faci ce vreți. Bun, Pașa este băiat de treabă, noi... avem o conexiune de mai mult timp, ne cunoaștem, dar eu îi spun și în față că nu-i prea place să lucreze și preferă pauzele mai mult. Stai, 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 dă să, Cătălin, până să pregătești acolo noi. Da, unde e el? Da, pregătești ceva, filmare, nu știu. O să ne chemi, cred că, nu? Noi încolo ne ducem. Trebuie hai, să ne chemi, corect, băieți? Hădem, hădem. Hai, Paș. Hai, Paș. Mai repede faci și mai repede terminăm. Eu nu știu ce o să fie mâine. Habar n-am ce o să fie mâine. Gata, a început să mă doare piciorul. Am o... Acum tare, da? Ia uite, spus că are o surpriză pentru tine, anume. Oh, 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 Dongua. Nu, nu, eu, da, eu dacă el îți promiște, eu în general... Eu aș alerg după el, Pașa. El e nebun. El a început să mă sperie cu chestia și ea, știi? Pașa, fugi! Pașa, fugi! Domnul Alexandru ne-a arătat arta mânuirii fierăstărului electric. E muncă interesantă, tare faină ocupația, doar că solicită brațele maxim. Dumitru a rămas la curățit levânțica. Și pe Pașul am adus să cosească iarba din fața casei. Ha, haidem acolo? Nu, Călin, fu. Cătălin. Da. Nu-mi place scenariul. Nicoleta și Felicile. A, ce bine sună. Domnul Dumitru să aducă porumb. După care noi vă așteptăm aici. Noi avem treabă pe loc. Noi avem șocolăi. Noi cu pepini și șocolăi. Asta e emisiunea noastră. Am fost și am strâns porumb. Trebuiau să strângem 40 de șocolăi. Cum se spune? Unde vă-ați părut Pașa? Unde era cu mine? Hai să-i luăm. Unde trebuie să dă el? Băi, eu într-adevăr nu pot. Mă doare piciorul și nu înțelegi. Dar ce tișoră ai să faci, Pașa? Shit. Pașa, de unde nu puteai să te aștepți? Îl doare piciorul. Băieți, eu mă uit, mă dau cu sfaturi, dar nu mă apuc, eu vă spun, mă doare piciorul, de-amun nu mai pot. Îmi pare rău, îmi pare rău.
putem să mergem la doctor și el să spună că ia că el nu poate. Nu, man, băiat, și voi... Eu nu mă apuc să fac asta, că mă doare piciorul, nu mai pot. Piciorul ăsta mă doare de sus, de sus până jos, nu mai ga, el nu mai merge. Nu, 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 Cătălin, asta nu-i glumă. Eu îmi spune că nu, nu, dar eu și ieri am cântat și alt, și eu în general, piciorul deja nu mai poate. Cătălin, eu îți spun, piciorul ăsta, el nu se mai nișcă. Zic, Pașa, te rog, nu, hai să facem asta. Cătălin, nu pot. Zic, băi, nici n-ai de făcut mult efort. Mergi niște ușor. Nu te pune nimeni să te grăbești. Ești din contra, ești și nevoie să arate bine. Hai, Pașa, hai. Mă uit la mine, nu. Pa. Nu, bro, dar nu vreau eu, înțelegi. S-a apucat să scosească la ieși în față, ușurel. Asta e așa de ușor, da, tu spui. Și de Pașa are un pic de ignoranță la muncă. Adică nu prea îl interesează cum azi și... Important, dacă i-am spus să fac ceva, el, hai, fac, hai, dă și faci, hai cum e. Domn Dumitru, hai să te înțelegem. Noi plătim, ne ducem, facem un cerc. Mi-a arătat ceva frumos, nu știu, magazine de haine poate aveți. Deci am fost, am strâns păpușoi și tot îi spuneam lui domnul Dumitru. Să ne fac o mică excursie, să nu venim chiar așa de vreme aici. Domnul magazin. Andreea. Andreea, ta? Domnul Dumitru. Nu, așa ne-am înțeles. Șocolei. Domnul Dumitru, dacă poți să ia cazină niște oameni să facă și nici noi... Noi achităm, domnul Dumitru, vă rog. Și-mi dă săculețul și-a spus că de fiecare câte 13 trebuie să culegeți, nu mai mult. Trebuie să fie 40 total, aveți de cules câte 13. Eu la emisiunea asta fac multe lucruri pentru prima dată în viața mea, dacă ceva. Măi, în orice caz, a strânge păpușoi e mai ușor decât castraveți. Fără băieți, vreau să spun că ne-am descurcat tare bine. Noi în 5 minute cred că le-am strâns pe toate. Și după asta, noi știam că dacă venim mai devreme, o să ne puneți la lucru. Și special întindeam de timp și ziceam domnului șofer să ne mai duc prin sat, poate mai facem excursii, poate mai mergem undeva. Dar hai să dăm în centrul satului și acolo și suntem... Centru de cultură. Partea cu porumbul chiar mi-a plăcut, era distractivă. Mă simțeam foarte bine acolo. Nimeni nu ne grăbea, totul era pe chill. Eu i-am zis, hai să mai stăm. Și ne-am dus la harbuzărie. Uitați-vă și ghine stăm. Umbră, bate vântul, nu-i Cătălin. Ideal. Așa că am făcut și o fotosesie cu tractorul. Am luat, am strâns harbuji. Mai bine zis, am furat harbuji. Asta nimeni nu știe. I-am adus aici tot pentru voi, apropo. Nu, eu mă duc, da, repede mă duc până la baie și revin. A, nu, eu deja aici, la restaurant, tot acolo este baie și... Ei, ce poți să-i urăram tot în fel? Ce-ți-mi faci, gata, baia? Băieți, tot au nevoie de ajutor, că la kelner ești. Nevoie pentru de ce? Da? Așa, te jumate, vă trebuie dumneavoastră aici. Noi terminăm treaba, dar dumneavoastră faceți chiar. Au, la testimonial! Da uite, tocmai pentru testimonial, blin, m-am îmbrăcat. Mă duc. Nu vrei să mă petreci? Iată. Domnul Pașa, uitați, ce noroc are. Încă acolo domnul Pașa, el dă interviu. Despre ce mai poți? Fete, le-am trimis după porumb. Acum eu nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar ne luați la zi de naștere. Da, și ce problemă? Mie mama ta m-a dus. A, mama-i dusă da. Și... Cert e că s-au întors cu încă un bărbat, un domn, nu știu cum a făcut cunoștință, că Nicoleta a spus că noi suntem invitați la o zi de naștere. Domnițele! Gata, Cătălin, eu am plecat în sat. Toate, mergem, avem zi de naștere. Bună ziua, Cătălin. Și din păcate, tu rămâi aici. Da? Ce spui tu? Nu, sorry, da. Asta nu, că mai avem treabă aici. Au venit, le văd obosite, le văd deja epuizate. Ce aici mie îmi dă un pic de energie, pentru că dacă ele sunt obosite, știu sigur că munca s-a făcut. Asta mă bucur. Pașa? Adică am înțeles că ne-ați făcut rost de lucru. Noi nu aveam în plan. Dar dumneavoastră așa v-ați oferit la bucătărie, băieți ne așteaptă.
Nimeni nu a avut în plan așa ceva, dar... E că e despre ce spuneam eu, înțelegi? Iată, a venit. Hai că mai aveți încă și cu asta de făcut o leacă. N-ai de guguță. Nu, stai, stai, noi tocmai... Gata, eu am văzut când eu... Despre ce mi-ai întrebat? Așa, în momentul când Radu își scoate căștile de pe urechi, eu știu că asta s-a terminat. Așa că... Nu, eu mai stau aici. Serios. Iată, hai. Nimeni nu face. E că dacă facem... Uite, noi, de exemplu, am avut ediții în care am întâlnit apusul, pentru că s-a lucrat până la apus. Nu, gata, dar noi am făcut totul. Adică? Băi, și... Dar care sunt asta, stai, ei trebuie să mă ducă cafeaua, dar nu eu, lor, nu știu ce să fac. Asta nu era înțelegere. Dar care era înțelegere? Să vă duc cafea? Cine? Da. Cine? Chelneri, asta e profesia lor. Bine, e amuzant, dar are ceva, dar nu înțeleg de cine. Și aici mă amuză pe mine la Pașa, e că el spune ceva. Și Cătălin, eu nu merg. Și cum faci? Băi, și are un zâmbet, ce ăla de... Deci nu știu unde apare. Și mă uită, nu-ți mă nerez, zic, Pașa, te rog frumos. Eu nu mai am terminat interviu, dă-mi un minut. Eu văd, dacă acum ai terminat, pleci-mă încolo. Băi, de unde l-a luat? Cătălin, eu tot deja nu știu ce să-ți mai spun. Nu mai spune nică, numai trebuie să te ridici și să mergem încolo. Hai, Paș. Cătălin, dar nu durează mult. Stai, Olică, ți-ai că odihnești și tu. Ну все, а то ничего, дуйте, что я тяжу. Ну, я встал, ты аж теп, хай термина, а стаж хадем. Стай-ка, винь с ним. Щи, боец! Паша, у термина, тестимониал, Паша, тяма боец. Ну, кажа, у меня боец, дендеал, да коло, Паша, ты не промис, ты ешь келлер. О, спус, Паша, к фашим аста. Бой, боец, бой, дака инсистат, но и нас фим приедем. Паша, вили. Ело, врут, аж как хадем. Хай. Dar ce trebuie de făcut? Ce trebuie de făcut? Cărat. Hmm? Cărat. Cărat mâncare. E cărat mâncare. Cărat farfuriile, tacâmurile, paharele. Nu. Măi, eu am găsit alternativă, înțelegi, acolo? Dar tu mi-ai pus... Ce n-ai făcut? Nu din partea ta. Dar n-ai făcut nici una, nici alta. Tu nu ești consecutiv, pentru că eu... Consecvent. Consecvent, da, mulțumesc. Nu ești consecvent deloc, dragul meu. Pentru... Până l-am ridicat de pe scaun, că da, o ia încet ușor. Băieți, trebuie ceva de ajutat aici? Pașa! Hai! Stai, ia că vin! Măi, așa de insistent. Hai că așteaptă-ți oameni. Măi, eu ți-am spus, tu nu ești consecvent. Pașa, eu am făcut asta, gata, Cătălin. Hai. Măi, da, nu, vse! Deci asta e fișca, da? El să vină, să insist, dar eu nu particip în asta, înțelegeți? Piciorul mă doare tare. Cătălin! Da, Pavel. Gata, s-a terminat. Orele de lucru s-a terminat, serios, eu nu mai vreau să lucrez. Așa, acum asta sincer, asta ai spus-o tu. Asta tu te-ai dus la băieț și le-ai spus că tu vrei să faci nu știu ce. Băieț a mizat pe asta, ei s-au gândit și au venit și ne-au spus. L-am luat pe Pașa și zic hai la bucătărie că trebuie să ajutăm băieț. Nu, că eu nu mai fac nici de. Eu mă duc și spun nu, amu, cum am spus da, spunem, exact nu, dai, așa hai. Spun și nu. Da, și gata, s-a terminat, crede-mă. Nu, te spun eu nu, stau și... aici foarte bine la un cvaț și gata. Zic, Pașa, tu ai spus, nici măcar nu eu am vrut asta, nici măcar nu știem de planul ăsta. Zic, tu ai spus, mergem și ducem lucrurile acolo. A, Dumitru. La terasă unde? Dumitru. Nicoleta, mă, și o să vină. Și n-ai lucrători sau ce? Să-ți dau bani să-ți mai chem lucrători? Pașa! Nu, nu, hai serios, de-a, mă. Hai, serios, trebuie să facem asta. Domnul Mișin, haideți! Ce cu asta, măi? Acum, până a venit Pașa să-și facă treaba de chelner, ce crezi? Fetele cu Dumitru împreună au terminat de făcut treaba acolo. Eu îi spun, Pașa, în cazul ăsta mergem la consiliile Bănțica. Pașa, nu, că eu mă duc, că eu am treabă la bucătărie. Eu sunt chelner. Băieți, dar haideți curcați-vă dar cu Felicia și cu Mișin. Și eu mă duc cu Pașa la încolo în vale. Hai să mă ajut, Ulic, să fie acolo. Hai acolo la treaba noastră. Hai încolo.
Hai că eu mă duc la bucătărie. Pașa, exagerăm, Dem, hai serios. Dar mă așteaptă la bucătărie. Te-a așteptat până acum la bucătărie. Acum ne ducem încolo. L-am dus la cosit Levențica. L-am pus acolo la Levențica. Dumitru la Levențica a fost foarte repede învățat. I-a arătat de vreo două ori cam cum faci, este o formă anume pe care trebuie să o faci, o tehnică anume pe care trebuie să o execuți. Dumitru din două, trei încercări, gata, el a înțeles faza. Vine domnul Pașa Parfene, care el, păi să fac mai repede și scap. Pașa, pa! Stai! Uite, fiecare tu fiși, tu îi faci prin tătea și îl tai. El... Eu un tăti mai la vale, juci, tu faci așa. E ca așa i-am făcut. Când s-o șipt în levânță, băi, de ca cu drujbă, el... Acolo trebuie să o dai deasupra, așa frumos. N-are treabă! O scotăie! Și noi îl oprim. Pașa, stop, stop, uite, trebuie să iasă frumușel, să iasă bine. Eu v-am ajutat pe Pașa. El a lăsat mașina ce de tuns. M-am apucat eu și am terminat. Dar Cătălina aleargă după Pașa. Pașa ajuta pe Pașa, dar el de mare companion. Cătălin. Distruge Levanțica și e pur și simplu. Avea o formă până la dânsul. Levanțica avea niște forme așa drăguțe. Pașa a dat niște zigzaguri, niște nu știu ce a făcut acolo. Pașa! 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 S-a dus până în capăt, a venit înapoi, tot nu m-a pornit, non-stop, deci constant. Și cum se descurcă Pașa? Să învață. Să învață? Încă să învață? Oprește. Poți să oprești. Bravo, Pașa. Vre revoluția, spui revoluție. Ușa era încuiat. Ei, hai, ceas pe... Eu refuz să mai lucrez până nu mă hrănești. O să vezi, n-am să lucrez, pur și simplu. Da, 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 da. Pașa, iei te rog frumos scaunile și miestele și ele și fă curat terasă. Nu să reziști. La un moment dat mi s-a făcut foarte rău. Mai nu-i trucat nimic, eu... Piciorul mă doare și mai tare. Ai venit cu un task, singurul faci și... Păi, urește. O emisiune care implică munca nu e completă fără o vopsea de calitate. Nu am fi putut porni la drum în această emisiune fără partenerul nostru de încredere, Caparol. Dați să vă spun așa, repejor, ce facem mâine. Mâine, la ora 6 ne trezim. La cât? La 6. De ce așa de dimineață? Doar pentru mare mă trezeam la ora asta. Asta e cam toată informația necesară. Vouă. De ora 6? Dormiți bine? De ora 6? Pașa o să-i trează la ora, ce? Dormiți bine? Eu nu sculc, pur și simplu. Vă odihniți? În schimb, azi orice vreți să faci, treaba voastră, puteți să... Băi, dar salata ai făcută din legumele care le-am cules noi? Clar, nu, tu nu simți pepenii ăștia cum... Dar eu mă uit. Cum te înghimb în gură? Mă ating că tot eu... Apropo, poftă bună să aveți. Da, da, mulțumesc. Și o noapte ușoară. Mulțumim. Eu cred că noi am vorbit suficient. Vreau să merg să mănânc, să-mi încarc bateriile, să merg la somn, pentru că am nevoie de 8 ore de somn. După care o să meargă toți la culcare. Mâine, la ora 6, se trezesc invitații. Noi o să ne trezim un pic mai devreme. Invitații trezim la 6, pentru că mâine trebuie să avem ziua aia încărcată. Așa cum se întâmplă de obicei. A doua zi e cea în care se muncește practic cel mai mult. Dimineața la toată țara. Ne-am trezit, așa cum am spus, e ora 6 și vreo 10, vreo până în 15 minute. Mergem să ne trezim invitații.
Într-adevăr, a doua zi nu s-a dormit foarte mult. Cred că pe la vreo 12 și un pic ne-am culcat. Ieri cât am mai stat la masă și după masă că am mai stat un pic, domnul Parfeniu a spus că Cătălin, te rog frumos, nici nu te gândi. La șase nici nu te gândi. Nu trebuie zic Cătălin. A bătut la ușă ceva timp. Ușa era încuiată. Eu încuiat-o. Și domnul Mișu nu era de acum treaz. Domnul Mișu nu a zis că dacă deschid ușa, pașa mă ușide prin semne. Bună dimineața! Ce se întâmplă aici la dumneavoastră? Nu, sunteți un om responsabil care, după cum am spus, la ora 6 am spus să ne trezim. Am trezit fetele. Fetele s-au trezit relativ ușor. Domnițele, bună dimineața! Cucurigu, boier mari, dați panguța cu doi bani! Domnul Mișu mi-a spus că de acum el uiște la o plimbare frumoasă, ca un zeu așa pe iarbă, cum merge el frumos, impunător. Știi, poți să spui bună dimineața când dimineața e bună. Deocamdată mai puține lucruri bune dimineața asta. Domnul Parfene, domnul Pașa. Și domnul Parfene, pe care trebuie să mă munșesc, să-l trezesc cumva. Pașa. A fost mai problematic cu Pașa și Cătălin cumva încerca să-i intre în situație, să-i spun așa, și îl trezea în diferite moduri. Pașca, băietul mami. Pașca, băiețelul. Oricum de el din degețele, că-l mănâncă muștri. Din muștrile la piciorușii la băiețel. S-a început a adunat și muștrile pe acolo. Zic, hai, domnul Parfenic, și muștrile se adună. Deci nu ne trezim, de-am și chiar să ne stăi musca pe noi. Pașa, cu ce cântec din repertoriul dumitale vrei să te trezesc? Eu cunosc piesele dumneavoastră pe de rost. Cursa Chișinău, Verona, te-a luat-o mi-a dona. În general, când ziua se începe cu unul, al de Cătălin vine în halat, știi, parcă nu știu de unde a fugit el și te trezește la 6:30. Eu am avut diminețele și mai plăcute. Domnul Pașa, hai, domn Pașa, că mă dumneavoastră vă așteptăm. Domn Pașa. Cătălin s-a cam chinuit să-l trezească pe Pașa. Ei, hai, un ceas jumate, cât stați-vă, e ok, că muși domnul Parfine. Hai, în 15 minute vă aștept. Dar știi că, Dumitru, dar și fetele, știi cum, noi ne-am înțeles când ne-am. Când deja adormeam, eu am venit cu rugăminte să nu deschidă. Pur și simplu să nu deschidă. Cheia care probabil nu mai ajunge la ei. Cheia rămâne aici. Eu în primul rând nu obișnuiesc să dorm în cameră, știi, unde mai multă lume doarme. Și cu o baie la o divizie de oameni. Noi am dormit foarte bine, noi am dormit într-un pat, noi cum ne-am culcat, așa ne-am trezit, deci am impresia că noi, pur și simplu, nici nu am, n-am făcut nicio mișcare noaptea, ce obosite eram. Ne-am trezit, tot ok, tot bine. Cântant de la Dumnezeu, da? Doamne firește! Dar până la urmă, acum cât m-am așezat eu aici să vorbim, m-am văzut pe domnul Parfene în slip, mergând spre piscină. Tot ce a fost ieri, cu munca, adică asta e nebună, știi, a fost ieri. Sper astăzi să fii mai harnic decât ieri. Azi eu declar oficial că lucrurile se schimbă și n-a să mai fie așa. Adică eu n-am să accept orice provocare, orice lucru. Pur și simplu azi o să fie pentru mine o zi mai relaxată. Vrei revoluție, să fie revoluție! Sunteți gata de o zi frumoasă? Da! Sunteți gata de o zi veselă? Da! Ne distrăm azi? Da! Și astăzi suntem cu forțe noi, sau cel puțin sper să am forțe, că deja mi-este somn, dar și ne-am trezit cu noaptea în cap, că aici e trezirea maximă la 6. Domnul Pașa!
Mergeți, vă rog, la piscină acolo. Colegii mei, dacă n-ați fi solidari azi cu mine... n-ați mai fi colegi, știi? Gata. Paș, fă-și ne o cafea. Please, please. Domnul Dumitru! A. Încoa! N-ai de un gât dacă vrei. Nu, ăsta la tine cu lapte, nu știu ce. Mai spune o dată, dar răspicat, ca la lecțiile de dicție. Curățatul piscinei. Așa, așa. Deodată fără cafea? Nu, să vezi, n-am să lucrez, pur și simplu. N-am să lucrez și gata. Nu-i nimic aici, Doamne ferește. Pur și simplu n-am să lucrez. Gata? Cătălin! Tipa, trebuie să ne pornim? Da, să mai chitesc, să mai gătesc în... Încă parfum, oale, încă parfum. Eu n-am să pot rezista asta, atâta parfum. Hai, domnișoara, genunchi! Cătălin, dar noi cafea să mâncăm, până să mâncăm. Bine. Dar până la masă mai avem leac de treabă. Până la dejun. Ei, eu o să lucrez și azi tot. O să mă stradă cel puțin. Chiar dacă să știi că mă dor picioare. Nimic complicat din start. Eu? Ok. Da, el mereu așa spune că nimic complicat și după asta... A, trebuie de strâns... Trebuie de le strâns și de lus la bucătărie. Înțeleg, dar ce nu s-o strâns de ieri seara? Ce fel de gospodari? Nu, cu oamenii au achitat să vină, să le spune pe masă și le să ia de pe masă. Da, dacă nu ai văzut, nici micul dejun nu l-am luat, dar noi deja strângem de pe masă de la un bal de ieri. Dar unde e gunoiul și trebuie de aruncat și unde să arunc? Trebuie gunoi, ia uite gunoi, dar nu, așa e numai capacul. Eu mă duc neaspână. Bine fericit. Încă jumătate somnoroși și jumătate treziți, ne-a pus Cătălin să strângem masa. De dimineață. Este ora 7:30 și noi deja avem de lucru. Fetelor, și asta? Asta e ceea ce trebuie asta să faci noi trebuie tu să strângem următoarele 30 de minute. Nicoleta, măi, Nicoleta e bravo. În general, eu zic fetele sunt bravo, pe bune. Adică băieții mai mult cu vorba, știi? Da, trebuie gunoi de cineva de ceva. Că o să mă duc, că o să fac, că o să scot, că o să pun, că nu știu ce. Dar fetele chiar muncesc. Cătălin. Da? Avem nevoie de ceva în care să strângem gunoi. O să așa avem nevoie de ceva unde să strângem gunoi. Sasha, dar la fete ți-l dau un gunoi unde să arunci și... Dar apropo, îmi pare că au acolo. Dacă ceva, băieți, o să intre în minus, de să-ți problemele lor. Stai, dar n-am înțeles. Aveți nevoie de gunoi? Când da, gunoi da, acolo? Clar. Dar pune să punem toată murdăria. Pe gunoi acolo. Unde? Unde? Pe... Eu mă simt liberă până vine Cătălin lângă mine. Și cumva știi, știindu-l eu pe el fiind așa mai vesel, mai nu știu cum, mai cu parodiile, cu n-altea, pe ea, că când vine și când îți faci o față de asta serioasă, stai și te gândești, măi, ce-ți fac? Să-l ascult sau să fug? Băieți, Cătălin, poți să ieși tu o farfurie? Sigur că o să iau. Ei, nu bine, ești în bine. Hai să ne mișcăm. Dar noi și facem. Felicia, hai să luăm farfurii. Cătălin, dar paharele? Fetele cam tot o iau după sindromul Pașa Parfenii. Niciuna nu vrea să lucreze, toate au obosit de dimineață. Merg încet, cu speranța că o să ajung mai greu și o să am mai puțin etat când mor de dus la spălat. Pe mine mă cheamă M. Asta-i strașnic! Dar eu simțeam că... Mai nu-i trucat nimic, eu... E super real tot, e super real ce se întâmplă aici. Iată chiar vorbind acum, Felicia Sarmanac s-a împiedicat și a căzut jos și s-a tăiat. Of, Doamne! Mai mult îmi fac greș de pahare că le-am stricat. Dar i-am chicat jos și cresc tot cu dânsele. Am călcat pe o parte și am căzut jos și... S-au dus și paharele.
și m-am și tăiat. Deci, așa și-am știut. Dacă de dragă dimineață se începe așa, jălește-mă! Mergi la terasă și lasă este. Eu de când vă zic, ajutați-ne cu vesi, nimeni nu ne ajută. Am ușa să mă nervez și în general n-a să șterg sângelista, că să fac și mai jale de mine. Mai vin bronzată, frumoasă, și ies de aici, bună dimineața, jucită, belită și cum vrei. Ce se aude, domn Dumitru? Se aude furtunul de apă, se aud păsărelele. Așa. Se aude Cătălin care deranjează sunetul ăsta de liniște. Așa. Dacă acum e ora 8 și 13 minute, noi de la 6 ne-am trezit, la 7 deja strângeam masa asta procleată. Și pe noi încă nimeni nu ne-a hrănit. Eu nu înțeleg. Eu m-am gândit în modul următor. Fiecare a venit cu niște scopuri, știi, cu obiecte. Eu de conflict nu mă tem, mai ales dacă am un obiectiv nobil. Obiectivul meu este libertatea la artiști. Adică fiecare lucrează cât vrea, cât poate și cum poate, acolo unde vrea, foarte simplu. Azi am să pot să spun nu mai mult. Haideți, vă rog, dar până încolo, până la piscină. Și azi eu mă simt în forță să ajung la acest obiectiv. Adică pur și simplu n-am să lucrez mult. Nu, domn Pașa. Iată-i Ud aici. Hai, veniți încoa. Uitați, domn Pașa. Scoatem miestele și scaunile astea de pe terasă și măturăm terasa. Și pe urmă o să vă schimbați cu domnul Dumitru. Câte un scaunil, câte o măsuță, cum doriți dumneavoastră. Eu încă n-am energie, știi. Hai, domn Pașa, hai ca să vină energie pe parcurs. Nu, pe parcurs nu vine niciun fel de energie. Hai, vă rog, hai că nu v-am dat treabă, n-aveți de cosit, că ați spus nu puteți vă nișcați. Două scaune puteți luați în mână? De plastic. Hai. Două, da, dar aici sunt mai multe. Apoi câte două? Nu trebuie să luați mai mult de dată. Eu două pot să iau așa, în general. Hai, mergeți-vă frumos. Hai, că-i treabă ușoară, vă rog frumos. Eu înțeleg că așa e viața de artist, noaptea e vesel, ziua trist, dar până la urmă e un proiect, durează 3 zile. 3 zile, nu poți fi om gospodar. Treaba asta la bazin, curățatul, durează mai mult decât emisiunea Ora Expertizii. O durează mai mult de 2 ore. Da, să o povestesc. Iată, ce spuneam eu? Adică să reușești să fii un fel de zen, știi? Și ia că vine lumea la tine și ia-mi cu metru, ia-mi fă asta. Și noi foarte des acceptăm. Iată, ok, hai că fac. Că tu ești prea insistent și așa am să fac. Dar iată, asta este lecția mea și obiectivul meu de azi. Să reușesc să păstrez zenul și să nu dau voie oamenilor să intre cu mesajele lor și cu rugămintele lor și cu treaba lor. Noi avem treaba noastră în viață. Momentan mă enervează absolut toată lumea. Pașca, asta e cercul muncitorilor anonimi? Ah, ustră! Ustră! Nu cred. Dar sânge tot curge, nu se mai oprește. Eu aici tare m-am tăiat. Foarte tare. Da, sunteți doctor cumva aici sau aveți doar trus medical? Dar eu nu fac, apropo, dar eu nu fac scandal cum faci Pașa. Pașa și de la o tăietură de la deget și o bandajată degetul, mai că nu te-a mână. Iată, degetul ăsta este bătut, e de sânge. Piciorul mă doare și mai tare. Eu cred că de-am pus să fac pe jertfa și să mă zic că eu nu prea vreau să lucrez, că mine mă doare chișorul, că eu am obosit, că eu nu mai vreau, că eu nu mai pot. Fă ce ai nevoie, dar nu ce are nevoie oarecare Cătălin. Foarte simplu mesaj. Dacă oamenii lucrează așa pur și simplu, hai să-mi lucra asta. N-a să-mi fie ușor. Toate pașa. Dar
Învățați-o de la mine. Pașa, ia-te rog frumos scaunile și mesele, celeași fă curat terasă. Cum să reziști? Când oamenii vin cu diferite mesaje, iată, plătine cu... Te rog frumos, ia scaunile și mesele. Iată, așa se întâmplă în viață, vedeți că faci ceea ce ai nevoie. Pașa. Și neapărat apare cineva în viață care vine și vă... Все, да. Блин, халат. Суфичен де дегустатор, сам бракат, дома. Что, по-моему, фачит этот сынгур? Видец? Сынгур, а винит кун таск, сынгур ул фачит. Поюрешьте. Каталин, ты оста фачит, джен, я осма симт виноват, да? Ну, интеллект, дичь, кредит, шоу иста интересант, дом Парфен. Ну, не шуфел де шоу. Arată jucării de copii. Adică, da, faci odată, ca și cum eu nu vreau să fac, dar... Adică de asta am venit. Băi, de-am ajuns să mă enervez pentru că îi spun, hai, ridic-te rog frumos. El s-a așezat pe scaun, nu știu, eu mut scaunele, mut mesele și ăsta. Să te rog frumos, Pașa, hai să facem treaba asta. Da, dar înțelegi că eu, artist... Cătălin, dar nu, nici tu chiar, nu chiar deodată, înțelegi? Deodată, iau nici mic dejun, ora 8 încă nu. Clar că niște glume, dar de-am gata, nu mai, adică nu mai suportam. Bun, am făcut prima zi glume, am mers, am râs, chiar ne s-a părut amuzant. Am pornit a doua zi, tot cu glume. Ok, e amuzant, într-adevăr. Dar când trebuie să facem ceva pe bune și mai ales că piscina trebuia deschisă pe la vreo ora 9, cred, băi, hai să facem treaba asta. Eu o să fac, Cătălin, dar un pic mai încolo, că acum nu știu ce. Înțelegi? Eu am spus că eu de vorbit nu mai vorbesc nimic. Nu mai vorbi nici tu. Foarte corect, Cizi. Ca de obicei, poate v-ați obișnuit cu reacțiile mele. Eu când mă enervez, unic lucru pe care pot să-l fac, e să ignor pe cineva. Pentru că, bun, am mai și înjurat. Pare mi s-am și mai înjurat un pic. Dar nu pot altceva să fac, nu pot să-l pedepsesc, nu pot să-i fac nică. Și ok, nu mă mai interesează de tine, gata, dă-mi pași. Da uitați-vă la fața lui, uitați-vă la fața lui, cu ce față el face. Asta se numește manipulare. Ia că așa manipulează oamenii. Cătălin, sincer, ia tamu sincer. Pentru cine-i satan? Pentru cine-i cine... bună? Pe că piciorul mă doare azi, eu îți spun. Nu mai m-am trezit, nu mai m-am trezit, deodată am început să mă doare piciorul. Și azi cred că da, trebuie un pic să am grijă ca să nu exagerez cu mersul, cu piciorul, știi? E tu așa, da? Cătălinaș. Tu te gine? Ceas. El o să lucreze dublu sau munci mai grele. Eu așa văd lucrurile. Așa e? Mulțumesc. Thumbs up! Bravo! Și artiștii au prea multă libertate. Băieții ăștia, artiști de pe aici. Sau tu începi, la tine tura începe la 8:30. Și-am făcut eu acolo curățenie, adică eu am mutat mesele, am măturat terasa. După care ne s-a făcut foarte rău. Adică nu știu de la ce, știu sigur că ieri am mâncat o slănină bună și stând și a plecat cât timp am măturat, că am măturat toată terasa aia. La un moment dat ni s-a făcut foarte rău. Este un pic... Un pic nu-i rău, da? Mi-a dat niște cărbuni activat. Da, dar sunt nu. Ce ușor treac. Sperăm să treac. Și zici dacă mergem să stăm la pat un pic? Până una altă, până vine mic dejun. Pașa s-a apucat de lucru? Pașa a găsit bătuta. Может, по мне.
Bună dimineața! 4. Uite cum arată Pașa. Uite la nas. Gata. Și-a pus uniforma. S-a îndreptat ochelarii. O salutat oamenii simpli. Și se alătură e murdărel, tu știi? La echipă, în sfârșit. Bine. Cât e ora 9? Lumea lucrează deja. Caterina a zis că a măturat, dar eu n-am văzut aici. Să mături, dacă sincer. Nu, el a... El s-a făcut numai că a măturat. Măi, Cătălin. Mai pronunța numele ăsta. Eu trec pe lângă fiecare dintre voi. Dacă simțesc că stau mai departe de voi, apă asta e... Bun. Ian. Pașa Parfenis pe la terasă. Nu mă interesează de Pașa Parfenis, fac ce vrea. Vine cafeaua pentru cel mai muncitor bărbat din acest proiect și pentru unul muncitor care e cu camera în mână. Na, Pașa. Mulțumesc, un... Așa. Ce dracu mai înseamnă și libertate la artiști? Adică să voiască toți în jurul tău, adă-mi, te rog, o cafea, fă-mi, te rog, caută-mi foiți pentru tabac. Asta e viața de artist în plină desfășurare. Care încă altă libertate? El și așa își permite mai multe decât ne-am angajat în proiectul ăsta. Dar tu mai ai, Dumitru? Mai am încă. Mai ai să fii așa de... De ajutor. Eu sunt cuminte. Nu, de... Așa de știi, de rău, de fără caracter, să faci chiar... Chiar tăi ce-ți spune. Chiar tăi, știi? Da? Paș, paș, paș. Așa e societatea asta civilă, câteodată. Omului nostru, știi, nu ajunge, iată, tăria asta de caracter. Vine ca cineva... Facă, tărie de caracter care ca să nu facă nică? Nu, să spui nu. Dar trebuie când vine cineva, să nu faci nică. Iată, în viața noastră. Nostru vine cineva și hai fă asta, știi? Păi de ce n-ai spus nu la proiect și ai spus da și ai venit? Pentru că am vrut. Știi ce ai de făcut? Nu să negi totul, să dai cu piciorul și... Până la urmă, de ce ai venit? Cătălin! Eu refuz să mai lucrez până nu mă hrănești. Noi protestăm, micul dejun, ne-am trezit la 6, Cătălin, e ora 9. De ce noi... Da, libertate la artiști. La terasă? Spălat-o. Spuneți miesele înapoi și am ușurit cheam la dejun. E ca așa, se lucrează în condiții extreme. Voi spuneți că nu, că a fi tot bine, nu. Se lucrează în condiții extreme, mâncare nu-i până când stăm și murim de foame. Și așteptăm mâncarea. Cătălin, tu ai văzut că eu lucrez? Pur și simplu. Ai văzut, da? Felicia, îți dau și ție o cârpă. Iar șterți, eu. Da, șterți mesele și scaunele. Căroși, fetilor, bine o să trageți atenția. Cătălin Gen s-a supărat, știi? Și nu comunică cu mine. Și mi se pare că este o combinație ideală pentru mine azi să comunice el cu mine. Și hai și-o vârghe. Și restul tot a obosit. Și cred că o să-i prinde bine ideile. Dar nu mai pot, gata, deamă, și cu bătaia asta de joc. Noi, draga, dimineață îmi luăm pișa, facem 3 ceva. 3 ore stau și suport toate... Fără mâncare, 3 ore, fără care le-am trezit la 6. A lui Cătălin. Este 9:13. Și noi încă n-am mâncat. Noi n-am mâncat, dar Astrid ne-a înjulit. Ne-am zgâriat, am căzut pe jos, dar de mâncat n-am mâncat. Am lucrat aici lună, tot e... Deci, băieți, aveți vreo 10 minute de pauză. Domnul Dumitru, vreo 10 minute pauză. A, dar dumneavoastră la testimonială trebuie să vă duceți. O, face pauză? O să fie dejun. E, hai, laudați-vă fiecare ce ați făcut azi dimineață. Azi Felicia a lucrat până la sânge. Eu zic să începem cu Pașa. Tu ce ai făcut azi? Eu l-am făcut curat la bătută. Meditația niciodată nu strică, știi? Tu, Mariu? Noi să spăpăm. După care o să avem o jumătate de oră pauză ca să mergeți, nu știu, poate să faceți un duș sau ceva. Jumătate de oră și pe urmă ne întâlnim tot afară. Eu cred că Pașa trage un pui de somn. Cătălin m-a rugat să merg eu la Pașa, pentru că dacă ei nu vorbesc, să-i spun că provocarea noastră este să mergem să facem piața. Pașa,
Tu ești alegerea mea și noi ne ducem la piață. Mergi? Super. Vezi cum ești un om. Nu, da, steak mănânci, cotlet mănânci. Nu cred, așa și fost ochișat pe mine. Asta mă tine ca să vedem coșmarul vieții mele. Hai, Felicia! Ești și pui făiești, nu asta faci. Tot asta omoie, să ții puțin de jur. De așa, fă, moșă. Sincer, nu știu ce făcut Cătălina. Eu vreau acasă. Da, deși eu la mare nu-i bun. Mine mă doare tot corpul, apropo.